Antrenorul echipei CSM Sighet spune că, deși va fi un meci greu, sighetenii sunt pregătiți pentru înfruntarea cu cei de la CSM Miercurea Ciuc. Sâmbătă, la Liceul Tehnologic Forestier, începând cu orele 18:30, echipa de basket din cadrul CSM Sighet va disputa ultima etapă, ultimul meci acasă din sezonul regulat împotriva celor de la CSM Miercurea Ciuc. După acest meci, noi urmăm să mai disputăm două meciuri, dar în deplasare, unul săptămâna viitoare la Târgu Jiu, iar ultima etapă la CSM Târgu Mureș. În momentul de față suntem pe locul 2, la o diferență confortabilă față de urmăritoarea noastră CSM Focșani, dar mai trebuie să câștigăm un singur meci ca să fim matematic calificați în play-off de pe poziția a doua, ceea ce ne oferă posibilitatea să întâlnim o echipă mai accesibilă în play-off pentru a lupta pentru locurile 9-12. Meciul dintre CSM Sighet și CSM Miercurea Ciuc va avea loc mâine de la ora 18:30 în sala de sport a Liceului Tehnologic Forestier.